poarta asta cu tine? Că ești băiat simpatic, haios. Ești ce-a făcut? Poarta, de ce nu s-o fi deschis? S-a speriat. Ce să faci? Eu ai umor sau șef la cuțite? Unde te-ai simțit cel mai bine? Mai, să știi că am avut din nou emoții la șef la cuțite. Nu mă așteptam. Ai avut emoții? Vai, viață. Am avut un sentiment nou, o emoție nouă. Foarte faină și formatul. Dar foarte arată fain. Bine tot ce ai gătit acolo. Asta adică zic, pare că te pricepe așa. Pare treabă da, bună. Nu, nu, mă descurc. Le-am făcut mâncare de bombardieri cu 6 lei, am hrănit 4 oameni. M-am uitat la bani. Și a fost și prima oară în viață când m-am dus să iau niște cuțite, nu să dau. Cu 6 lei? Cu 6 lei. Pare cu 6 lei așa, reftinache? Da, păi cât e o pastă cu un usturoi, un pătrunjel și un ulei. Am văzut și un crevete supărat acolo. Sau ce era? Am văzut și un crevete supărat. Nu, nu, a făcut a mea homar. A, homar, pardon. Păi acolo s-au dus bani. De homar am avut bani. Eu, Nati, am încurcat. Cuvântul, nu se poate, am încurcat homarul, crevete. Să vă rog să tăiați asta. Mamă, ți-au fugit 1000 de urmăritori după Instagram. Nu-i nimic, las că vin alții 2000. Vine aia care țin cu mine, să faci o asemenea impietate. Da. Asta este, se mai întâmplă și la case mai mari, domnul Dan, ce să mai... Cum a fost primit pastele? Adevărat că homarul mai amărâțel așa. Auzi, era un homar mic. Era un homar mic, nu un homar mare. Stați că vorbește omul. Da, da, ne scuzați. Da, ne scuzați. Am întrebat cum au fost pastele primite. Foarte bine de către domnul Scărlătescu, că îi place mai usturoiat. L-am certat pe domnul Bontea, că a zis că e prea mult usturoi și am spus că îl părăsc Dani Budeanu. Da. Păi nu, să face. Da. Așa și în rest a fost super ok. Păi ăștia erau toți, nu mai aveau cine. Era Dumitrescu, n-a zis nimic. N-a zis nimic? De ce? Restul au fost ok, da. Și la umor n-ai avut emoții, nu? Ba da, și la umor, mă, sunt niște emoții constructive. Păi da, ai câștigat, frate, ce emoții. Acum am început să mă învăț cu emoțiile, să le... Dar unde ai fost prima oară? La umor sau la șef? Ai umorul prima oară, la umor, apoi la șef. De fapt, eu la șef am ajuns din greșeală. Că să ai greșit platoul să filmăm acela? Era o ușă apropiată. Au chemat-o pe soția mea, că am înmatriculat-o pe numele meu acum. Da, foarte așa, bine. Așa, și au chemat-o pe ea și m-am dus și eu să o susțin. Și când ne-au văzut, au zis, voi cuplu, n-aveți cum altfel, că e Caterinca. Și ne-am băgat în cuplu, deși am luat un singur cuțit, am luat două de prietenie, dar un singur cuțit la vot. La... A, n-ai trecut mai departe? Nu, 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 n-am trecut mai departe. Păi te-ai fi trecut cu 6 lei? Din cauza că nu mă, a fost ok, nu le-a plăcut plating-ul la, nu la pastilă. Bă, la și ce-am zis, ai grijă la plating. Noi n-am urmărit, îți dai seama. Păi nu contează cu plating-ul. Cu alea. Cine știa de plating, mă, până mă certam cu a mea că pusese o florecică și la final i-am zis, din cauza la florecica aia. Da, și asta nu e o chestie subiectivă cu plating-ul, nu e o schemă. Așa zic, acum na, voi vedeți platul. Ba da, e o schemă, e o schemă. Uite. Trebuie să aibă un element crocant, un element verde. A, da? Da, da, întotdeauna. Deci uite, mă, cine știe? Crocant. Du-te, mă, dă-i. Trebuie să aibă un element bine, crocant. Bine, și pe de altă parte spune că trebuie să ai 5 culori în farfurie, astfel încât... Unul trebuie să fie crocant, felul principal. Dișul să fie exact ceea ce trebuie, da. Vezi că știe până la urmă, dar a încurcat... Există, deci există o regulă. Eu credeam că totul e la libertatea și deci sunt niște reguli. Ia să mă uit mai acolo. Na, am fost fericit cu mâncarea asta. Păi ce culori, dacă faci paste carbonara, ce 5 culori? Păi uite, aici ai verde, ai roșu, păi ai... da, dar alea sunt mai altul... pui și farfuria. Acum, păi, depinde, nu poți să câștigi cu carbonara, niciodată. Nu, poți să le faci foarte bine, dar ca să ajungi în carbonara. Cum? Alio, olio e peperoncino. AOP-ul, da. Dar sunt frumos. AOP-ul ai făcut. AOP-ul e preferat. Alio, olio, peperoncino, paletto. Toți băieții. Sunt bune, pentru că poți să mai pui și o vită, un muș de vită frumos. Poți să le faci cu ce vrei, da. Da, dar de la AOP-uri poți să pleci. Aia e baza ca la pizza margherita. Exact. La pizza margherita mai pui niște șuncă, mai pune... Da. Dar poate fi, pot fi felul de mâncare unde să nu nimerești 5 culori. Repet, paste carbonara ies albe. Da. Ce mai, ce culori mai pui? Ceva, mai pui verdeață. Nu poți să faci carbonara goală. Nu faci carbonara. E important să ai umor în bucătărie? Foarte. Ce să facem mai idu? Scandal, nu umor. Scandal? Scandal. Aoleu. Nu pune aia, ia aia de acolo, de ce ai pus aia? Că la voi îi pare treaba... Pentru ce ai mai o farfurie? Pentru ce... A, cam așa, dar eu mă simt bine. Da. Da, da. Sub, zine cu nunta, nuntă în stil Las Vegas, dar nu făcută în Las Vegas. Nu, în Las Vegas, la Bacău făcută. La Bacău. Da. Dar ce înseamnă stil Las Vegas? Adică doar eu cu ea și doi Marcos, frate meu cu cumnată, ne atât. N-am anunțat pe nimeni, nici măcar părinții, nimic. Ne-am hotărât noi într-o joi, am sunat la starea civilă la Bacău, că eram la București. Da, sunt-o joi la Vale. Și mi-au zis, veniți, nu știu când, am depus ăla la urgență, pac, și ne-am dus următoarea săptămână joi. Ne-am căsătorit.
Când am mai avut o treabă înainte, o nuntă programată cu înainte de ai umor. Și am anulat. Era în pandemie sau am anulat imediat după pandemie. Nu, am anulat-o când ne-am certat. A rupt tabloul cu noi. Și am zis, mai gata, frâne. Băi, rup pozele cu și părinții ce-au zis când au auzit? Am dat un pic. Păi de-aia au făcut acum. Păi stai un pic, mai faceți petrecere acum? Că mă gândesc să faceți petrecere. Nu, nu, să vină fetița noastră și o să facem un botez. O să facem, o să ne organizăm noi. Dacă avem noroc, este și Denisa alături de noi, tocmai din Anglia. Sperăm că ne vede și ne aude. Ia să vedem. Să o văd. Ia, uite. Denisa, nu te ține singură. Te pupăm. Te pupăm. Bună, nu știu dacă mă auziți bine. Te auzim foarte bine. Cum e? Încă gravidă. Văd, da. Speram. Se vede. Mai multă cu 20 de kilograme. A, să te trec ele. Dar încerc să fac față. Noi vorbeam înainte de intrarea lui Remus vis-a-vis de motivul pentru care te-ai dus acolo. Ține și de cetățenie sau de ce te-ai dus? Nu neapărat. Noi, eu cel puțin cu toată sarcina, am fost sub supraveghere aici pentru că noi doi printre certurile noastre am pierdut și câteva sarcini și m-au ținut sub supraveghere foarte mult aici, foarte amănunțit, au fost foarte atenți cu mine. Ah, ok. Și tot ce știu despre absolut tot este aici, adică am doar înțeleg. Doctorii englezi știu despre și fata cât vei mai sta după ce naști? Păi o să stau să-i facem imunizarea, cel puțin 3 luni, să facem toate vaccinele și așa mai departe și apoi venim acasă. Hai, vă iubi, spune că e 50-50 de asta, adică jumate că îi dă cetățenia la fata noastră și avem dublă cetățenie și jumătate e că ai o atenție sporită acolo de către medici, asta? Că este un caz special. Da. Deci, și toate condițiile sunt corect, în... Corect. Deci, până la urmă, îți dă cetățenie, că asta nu știu. Da, îți dă cetățenie. Îți dă cetățenie, dacă o ceri tu, nu? Dacă o ceri. Așa știam și nu, normal aplici tu, nu, baby? Aplici, da. Nu e ca la americani. Aplici și ai întâietate pentru că noi suntem cu settlement status, indefinitiv leave to remain, ceea ce înseamnă că la regină. Simplu, da. Fata o să primi. E o formalitate, da. Dar cum ești în toată această perioadă? Pentru că înțeleg că din toate experiențele prin care ai trecut, ai rămas cu anumite frici, te panichezi foarte repede, bănuiesc că nu ți este tocmai ușor. Da. Sunt momente în care poate te pierzi, nu? Simți că pierzi controlul. Da, n-a fost ușor deloc, cel puțin. Acum este cel mai greu pentru că eu nu mai știu cum să funcționez fără Remus. El făcea tot. Da, așa, ok. Păi și tu de ce nu te duci acolo? Păi mai am de onorat contracte, spectacole și eu plec săptămâna viitoare. Mă duc două, trei zile mă întorc. Poftim? Când o să nasc, o să fie acolo. Normal, am și anunțat și, peste tot. Și stai și lunile acelea trei, nu? Cum? Stai și acele trei luni? O să fiu cam 3 zile pe săptămână în Londra, 4 zile în România, greu. Ceva e de genul. E mișcat. E greu. Fac naveta, aia e, trăiască uizerul. Eu am acum ștou, acolo dau la naș o șpagă și e jumătate. Mergi cu urmă, spune de la. Mergi în picioare. M-am descurcat. Bă, la ce prețuri sunt acum, e greu să faci naveta săptămâna. Aia e necesar. E necesar să fie acolo sub atenție sporită ca când să ar stau eu liniștit. Bine. După România ar trebui să nasc de ziua lui Remus. Pe 17 noiembrie. Și după UK ar trebui să nasc pe 4 decembrie. Deci o discrepanță de 3 săptămâni. 3 săptămâni? Da, cam e mai mare decât în să nici stai. Calendarul ăsta nu mai ce a fost. Cum și ora dată înainte și de înapoi și de... Păi de ce zici cu România? Te-au luat în evidență și în România? Te-au luat sarcina în evidență? Nu, am fost eu de curiozitate, așa, să mai fac o analiză, două, trei... E așa, faci. Probabil că e cea mai apropiată de realitate, e cea care te-a supravegheat de la început. Sau medicul care... Da, am înțeles că e un pic mai mare copilul decât normalul și a întrebat-o cât ce înălțime are soțul. Și a zis, 1,94. A, e normal atunci dacă e așa. Păi cât e de mare? E mai mare. Mai mare, dar cam nu cât? Spune, cam câteva săptămâni. Nu spune, asta e diferența de 3 săptămâni, cum spune în România și cum spune în Anglia. Hai să vedem cine are dreptate. Cum ar fi să fie acum medici români dreptate? Vezi că și ei noștri sunt buni. Da, și ai noștri sunt buni, da. Adică... Ați decis deja numele? Da, am decis numele, numai că am avut o luptă cu ea, că i s-a furat numele în online. Deci a anunțat, mi-am și tatuat-o direct pe piept, cum am făcut gender reveal-ul. Da. Am anunțat numele fetiței noastre, va fi Alba Luna.
Alba Luna? Alba Luna. Într-un cuvânt? Nu, două nume diferite. Alba și Luna. Punem și Maria sau nu mai punem Maria? Vrea Maria, m-a terorizat că vrea Maria. Hai să fie și un nume sfânt. Alba e... Da, cu sfinții. Maria vrea, cu... este sora mea care ne botează. Da, e bine să ai și un nume sfânt. Pun, trei nume, că și are Ștefania, Denisa, Georgiana, Drăgan, Iosup. Deci are, zici că e turcoaică. Da. Așa. Și după ce am anunțat la Gender Reveal, mi-am făcut asta și așa, imediat cineva din online a născut și a pus numele Alba. A nebunit, a luat răz, dar voia să schimbe numele. Păi așa, pot să zic că ți-a furat și... Da, dar e foarte interesant. Și primarul de la Alba Iulia a fost zic că ți-a furat. Da. Nu e un... Alba sau Luna aia? Nu mai știu care. Și mai avea și Alba Luna. Luna există în nume. Da, știu. Sunt un pic mai rare în România. Sunt puțin mai rare. Alba Iulia nu e nume. Bianca. Jessica Alba. Jessica Alba. Da, mă, dar e un nume albanez foarte folosit, italian foarte folosit, da, Alba. Da, există. E, da, nu e ceva e frumos, ca, e inedit. Știi când era, e posibil să se fie inspirat aici, adică prea mare coincidența, dar dacă inventai tu un nume care nu ar mai fi existat, atunci poți să zici că ți l-a furat. Uite, bă, când n-avea cum să gândească la lumea asta. Dar te poți gândi că a fost și o coincidență, știi? Ca să nu, ca să nu pleci. Baby, știi? Să nu pleci cu gânduri rele în viață. Și zice că schimbă numele după ce eu mi l-am dat toată aici. Păi schimbă matri fost. Ma... Că și ce poate fi transformat tatuajul? Într-un... Tăiem, mai punem unul de sub. Într-un leu. Da, și îi pui la... Da. Dacă poți să schimbi tatuajul, nu îl schimba, mă, că e frumos. E frumos. Dar n-am știut că voi ați rupt pozele cu voi o perioadă și că era să aleagă praful domnului. Da, nu, am avut în online, am avut ceartă, bine, marketing, că ea e șefă pe marketing pe Londra, cum ar veni. E la ZOS, Officer Marketing, și a știut cum să facă imediat după aia omor, cum să mă certe pe mine în online. Aha. Și a duduit. Ca să crească... A duduit rău. Să crească rău de tot. Dar ce v-aș dat pe bune în direct? Direct, live, eram acolo, mă mir. Așa, în fine. Și după ce a fost cearta aia în online și așa, noi ne-am împăcat și asta a fost deci după... Deci n-a fost pe bune până la urmă? Com? N-a fost pe bune? Mă, a fost 50-50, le-a exagerat. Nu, mișto? Nu știam că era mișto, că ea era foarte supărat. Eu m-am certat cu ea, era foarte supărată și atunci a fost cam 50-50 treaba. Și îi place, cum nu vreau să pun așa pe umerii ei, cum sunt toate femeile și exagerează în genere. Așa, dau în toate femeile. Da, 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 că nu pe nume. Hai că nu pun pe umerii, pun pe umerii tuturor. Adică, pentru toată lumea, nu dau. Da, din dar se face rai. Așa. Și da, și acum am hotărât să facem nunta asta la secund, așa, pentru că cea, pe cealaltă pe care am organizat-o și am sales praful. Nu, doar eu cu martorii, frate meu și cumnat, mi-a mers frumos la restaurant, după care am plecat și am dus-o luna de miere la Tecuș, că aveam show. Am înțeles. Și i-a plăcut la Tecuș. Presupun că recuperați la botez, nu? Recuperăm la botez. Dar din aia la altă petrecere ce s-a întâmplat? Adică aveați totul, lăutare, tot, sală, sală, invitații date. Tot. Și pe aia s-a hotărât ea că vrea să rupă tabloul cu noi. Păi și da, bine, hai, pa. De puțin. Da, și acolo s-a făcut. Și pe aia ne-am împărțit. Ceva nu foarte. Băi, dă-i, nu ne uităm. Până la urmă, important e că sunteți împreună astăzi și uite, urmează să aduceți a fost până bădăi, acum pe bune, da, a fost până bădăi, dar constructiv, da, ne-am liniștit. V-ați liniștit de când a apărut copilul, de când e gravidă sau înainte? Mă, noi am avut mai multe încercări, am avut patru sarcini pierdute, a avut în fază incipientă. Mă mir că am mai avut putere. Și a fost foarte, nu știu, tumultos. Bănesc că au fost momente în care chiar v-ați pierdut de tot speranța. Probabil, da. Nu de tot, că eu am un optimist de ala până la cer și înapoi. Așa-i, baby? E supărată pe tine că ai zis ceva. Am văzut de la început, a dispărut zâmbetul ușor de la un moment dat. A zis ceva în nerimă. El, haideți că vă explic eu acum ce mă îngrijorează pe mine cel mai tare. El cu optimismul ăsta, eu deja îmi imaginez că sunt în cele mai mari durei ale lumii, acolo și țip și împing și urlu și el o să fie, te rog frumos, fii pozitivă. Vreau să fii pozitivă, gândește-te că este foarte frumos afară, hai să fii pozitiv. Păi tu vrei să n-ai natural? Nu știu,
știu dacă o să pot să nasc natural, dar eu vreau să nasc odată. Că dacă nu la natural, nu mai e cum pins și cu dată. Presimt că urmează o ceartă. Eu am că nu ne mai certăm acum, n-am cum că afectăm acolo. Dar i-am spus, nu, încă nu-i momentul acum, dacă poate să mai țină vreo 6-7 luni de acum acolo până în vară, așa, să se mai miște treaba. Da, e totul bine. Nu pentru tine, pentru... Cum te-a schimbat experiența asta cu tot ce ai trăit în ultimul timp? Câștigat, tu ai umor? Maxim, mi-a schimbat traiectoria vieții total. Total. Te așteptai la boom-ul ăsta pe care l-ați avut? Nu. Nu, dar am și muncit pentru el. Adică m-am nu dedicat... Nu te-a lovit dintr-o dată, nu? M-a lovit prima apariție, atunci a venit și prima oară la Capatos, dar după mi-am dat seama că asta vreau să fac. Și de acolo am renunțat la absolut tot. Am încheiat cu munca în Anglia, m-am mutat în România, m-am mutat cu chirie în București, ia-ți mașină, pune-te pe scris, pune-te pe aia, dă din coate. Așa și imediat după ce am câștigat Ai Umor, am dat drumul la spectacole. Am început marketing, am început să scriu din ce în ce mai mult, am început mai multe proiecte și tot așa. Și mi-a schimbat viața și acum sunt în direcția asta 100% de votat. Și uite cum 13-le te urmărește, ai câștigat sezonul numărul 13 de la Umor, pe 13 decembrie, unul bun, unul nebun, da, avem deja afișul... Da. Afișul care a stupat-o pe Denisa pe ecran, dar o să revenim și la ea. La tine e doar 9:30, că te lăsam să te duci la culcare, dar nu cred că ți-e somn de la ora Da, pe 13 decembrie facem primul spectacol în București. O să fii la spectacolul lui. Uite. Da, așa e. A fost la multe dintre ele, dar la asta nu ajunge. E primul spectacol în București în formula cu Ionuț Țigănescu. Da. Unul bun, unul nebun, ăla chiar e nebun. Am înțeles. Unde e? Că mai punem, hai să mai punem și la o facem sala la Luceafăru. Sala Luceafăru. Ah, ok. Sala frumoasă. Da. Locurile sunt limitate, sunt undeva la 510 locuri. Așa că de mâine îi dau drumul la promovare, de mâine îi dau drumul și la link, de bilete și la absolut mâine tot. Mâine sunt și biletele, da. Da, și o să fie se filmează și special. Adică în același timp și filmăm, pentru ca YouTube. Să-i dăm drumul online. Așa că aștept pe toată lumea acolo să fie... Care e diferența între un show din acesta și specialul? Acela e, cuprinde un fel de best-of al sezonului? Sau? Nu, ai un număr, de obicei, după ce îl folosești o perioadă și l-aduci la o... La maturitate. La o formă perfect. La maturitate. Da, le la maturitate. Le puizezi. Că, de fapt... E ok să-l dai și să vii cu ceva nou. Și atunci eu m-am hotărât după câteva luni că eu deja l-am adus la maturitate, vreau să-l iau și să-l ofer publicului larg, să vadă ce se întâmplă la show-urile noastre. Și el va mai fi spus pentru ultima oară în timpul show-ului acesta? Poftim? Acest număr care va constitui asta specialul. Asta e ultima oară, după aia venim deci cu un număr nou. Va fi pus pe scenă aici, pe 13? Aici, pe 13, va fi ultima oară. Asta va consta și special. Rămâne și apoi online și noi venim cu numărul nou pentru următorul turneu. Am înțeles. O să-i dăm drumul. Care va fi undeva la anul, presupun, nu? Nu, imediat după ce îl filmăm, undeva prin ianuarie, februarie, îi dau drumul. După ce îl montăm, după ce tot e ok cu sunet, cu imagine, cu absolut tot, îi dăm drumul în online pentru toată lumea. Am și înțeleg. Noi venim cu glume noi. E foarte bine să dai refresh. Baftă, da. Baftă, Denisa, ai grijă de tine acolo cu sarcina. Totul este în regulă, sunt convins că ești pe mâini bune. Naștere ușoară, în funcție de cum va zice medicul, probabil că ei insistă pe naștere naturală, așa am înțeles eu. Da, în general, da. Eu acum mă lupt oarecum cu ei să primesc cezariană, dar vedem. Da. Nu-i problemă. Cum o să fie bine. Și faptă și ție cu drumurile, cu naveța asta. Nu o să fie ușor. Deocamdată te pup, baby, dacă cumva se închide. Aș vrea să mai zic o vorbă. Încurajez oamenii să verifice un pic cartea pe care am scos-o acum 4 zile, deja duduie, legată de păcănele, de jocurile de noroc. Dependența pe care tu ai avut-o o vreme de 12 ani. De mai bine, da. O dependență grea,
dusă, scoasă la, în vederea tuturor și să o folosească cu, cu cap. Eu am ambasador al unei firme importante de jocuri de acest tip. Încurajez oamenii să joace doar atât cât pot pierde. Sau cât își permit să piardă. Este singurul și cel mai bun sfat pentru a nu ajunge în zona asta. Dacă joci atât cât îți permiți să pierzi, nu vei ajunge niciodată într-o zonă de, de pericol. Adică, corect, aici este teribilismul, dar este dependența care te duce acolo. Da. Se găsește pe Jackson Store, așa că vă cine aștept acolo să... Cine vrea să trăiască din nou momentele, ta, să se înțeleagă mai bine. Sunt binevenite, exact. Că poate preîntâmpini alte, da, alte, da, situații. Să se înțeleagă mai bine și să descopere... Teoretic, despre sinele. Asta e vorba. Bă, da, joacă-te asta. Cât rămâi în zona de, de distracție, pur și simplu. Când intri în zona de nevrotică, cum îi spun eu, nu mai este bine. Mulțumesc mult! Mulțumesc!